Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Emisiunea Amprente vă invită la Muzeul Național de Istorie a României, cel mai important muzeu din țară, de fapt cartea de vizită a istoriei României. Avem privilegiul de a ne fi alături domnul director general al Muzeului Național de Istorie a României, dr. Ernest Oberlender Târnoveanu, un reputat arheolog, numismat, istoric. CV-ul domniei sale este impresionant. Și-a început activitatea în urmă cu câteva decenii, după absolvirea Facultății de Istorie din cadrul Universității București. Și pentru început a desțelenit pământul muzeografiei românești la Muzeul Deltei Dunării, în prezent Institutul de Cercetări Ecomuzeale, iar din anul 1980 a venit la Muzeul Național de Istorie a României și a parcurs temeinic, cu multă stăruință și profunzime, toate treptele profesionale, de la muzeograf principal la cercetător gradul 1. Din 1995 până în 2004 a fost șeful departamentului cabinetului numismatic, iar din 2004 până în 2010 șeful departamentului respectiv cabinetul numismatic și tezaurul istoric al României. Din 2011, domnul Ernest Oberlender Târnoveanu este directorul general al Muzeului Național de Istorie și concomitent îndeplinește și onoranta funcție de președinte al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Este doctor în istorie, în arheologie, pe o temă o temă complexă, o temă dificilă, relațiile daco-românilor și populației românești cu lumea sud-est europeană. Și ce să vă spun, că și-a dat doctoratul cu doi mari academicieni, Emil Condurachi și Ștefan Ștefănescu. Specializările domniei sale dovedesc înalta competență și altitudine profesională. Specialist în numismatică antică, medievală românească și în același timp sud-est europeană, arheolog specializat pe arheologie clasică romano-bizantină, a întreprins cercetări arheologice în Marșa, începând cu Histria, Trösmiș, Jurilovca, în Oltenia noastră, să spunem, a făcut cercetări arheologice la Cioroiu, după aceea la Brașov, în importantele așezări de la Hoghiz și Kingșor. Și eu am lucrat în muzeu, să spun, pot să dezvălui faptul că am fost și colegi de facultate. Domnul doctor Ernest Oberlender Târnoveanu este unul din mari, poate cel mai mare după mine, numismat, specialist în numismatică perioada antică și romano-bizantină. Este reprezentant al Muzeului Național de Istorie a României, implicit al țării noastre în publicații europene prestigioase. A fost răsplătit cu numeroase distincții onorante, Ordinul Serviciu Credinciosu, Meritul Cultural, Ordinul Nihil Sine Deo acordat de Casa Regală a României și în același timp cu distincții din partea unor instituții europene de asemenea respectabile, de mare rezonanță. Domnule director, este greu să epuizez CV-ul dumneavoastră,
Dacă ați mai avea ceva în completare care să vă contureze personalitatea științifică la care ați ajuns printr-o muncă și o aplicare extrem de stăruitoare. Nu, cu siguranță nu mai este nimic de adăugat. Mă simt popleșit. Nu, e CV-ul Sigur, n-am dumneavoastră. făcut decât ceea ce ar fi trebuit să fac. Mi-a plăcut această meserie. Am fost mereu atașat de istoria României, de istoria Europei, de Sud-Est, de istoria lumii în general și, sigur, de limba română pe care o vorbesc de când eram copil și pentru care am o mare dragoste. Nu cred că mai trebuie să mai adaug ceva. Nu am făcut decât ceea ce Da, credeam că și este necesar și drept să fac. eu acum pot să completez totuși că dumneavoastră ați dovedit competențe extraordinare și în partea aceasta modernă de prelucrare a datelor, de digitalizare a patrimoniului muzeal, ceea ce este foarte important pentru că noi eram oarecum în urmă comparativ cu muzeele din Europa pe acest domeniu. Sunteți promotorul unor expoziții internaționale de anvergură, al cercetării în disciplinare și de asemenea aveți o carieră deja, putem să spunem, în domeniul acesta, oarecum sensibil să spunem, dar de mare responsabilitate, de combatere a traficului ilicit de obiecte de patrimoniu și iată că v-am adus unde doream să vă aduc, la brățările dacice, la aurul dacic, în primul rând. Ce a însemnat aurul dacic? Nu a fost unul dintre motivele pentru care Roma a râvnit Dacia antică și de aici tot ce a decurs. Da, sigur, încă din anii 70 am fost preocupat de cercetările moderne, non-destructive și am avut șansa și privilegiul să particip la investigații atomice și nucleare privind obiectele de aur preistorice, antice și medievale descoperite în România. Cu aceasta orizontul s-a lărgit și văzut nebănuite căi pe care științele exacte ți le oferă. Nu mai puțin important a fost și contactul meu cu tehnicile legate de informatică. Nu este un secret faptul că aceasta ne-ar permite să fim mai vizibili într-o lume extrem de dinamică Da, și da. în același timp să fim mai riguroși de la a avea evidențe clare ale patrimoniului din fiecare instituție până la a organiza expoziții internaționale importante prin care patrimoniul nostru să capete vizibilitatea pe care consider că o merită. Avem Da, și o dacă îmi permiți, este un numitor comun al familiei, pentru că și Irina Oberlender Târnoveanu, colegă de asemenea de facultate, a muncit în acest domeniu de evidență, de digitalizare, Da, și noi făcând facultatea într-o perioadă în care nici nu visam la lucruri de genul Ei, ăsta, acum, știi? totuși, în anii 70, am asistat la cursurile lui Mircea Malița Malița, criomatematica, de da. introducerea informaticii empirice în domeniul cercetării istorice și apoi, sigur, am avut deschiderea oferită de tehnologie, mai întâi modestă în anii 80, după anii 90 ne-am racordat la ultimele noutăți, ca să zic așa, și asta a fost un lucru extrem de important, atât pentru cariera noastră personală, cât și pentru
ceea ce ar trebui să fie muzeografia și, în general, gestiunea patrimoniului românesc. Acum, pornind de la ceea ce am început să fac în anii 70, studii asupra structurii aliajelor de aur, dar nu numai, ale pieselor antice și medievale, după 1990, în noile condiții, am aprofundat aceste studii. De ce s-a întâmplat după 1990? Pentru că până atunci, din păcate, aurul era considerat un secret de stat, nu aveam acces la eșantioane și nu pot să studiez din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere istoric producția obiectelor de aur fără să ai acces la eșantioane de aur nativ sau minereuri care conțin aur, care au fost baza producerii acestora. După 1990 am participat la câteva proiecte foarte importante, conduse de un cercetător de excepție, din păcate dispărut mult prea devreme dintre noi, Bogdan Constantinescu, care a lansat proiecte la care Muzeul Național a fost implicat și, sigur, pe această cale și eu, în calitate de arheolog, de numismat, dar și din poziția administrativă pe care am avut-o de șef al cabinetului numismatic, am putut să aprofundez ceea ce era specific aurului din spațiul românesc față de aurul din restul peninsulei balcanice sau din restul Europei. Și asta ne-a permis că atunci când a apărut șansa recuperării primelor brățări de aur dacice în 2007, și ni s-a cerut să facem o investigație asupra structurii metalului, pentru că existau discuții foarte aprinse care contestau, unele dintre ele contestau autenticitatea brățărilor. Organele de anchetă, respectiv parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, ne-a cerut să facem investigații foarte moderne. Acestea au fost făcute. A fost și o șansă, pentru că încă de la primele brățări recuperate am descoperit în ele amprenta, așa cum am spus, a aurului din spațiul dacic și am reușit să localizăm chiar două surse de aur. Una era Valea Arieșului și alta era zona Ruda Brad. Și a fost o mare bucurie când, după ce am predat rezultatul investigației, procurorul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel, atunci era domnul doctor Augustin Lazăr, ne-a spus, după ce am predat, că rezultatele noastre coincid cu rezultatele făcute, analizele făcute la Louvre de către un centru foarte important european și mondial, este un laborator specializat în analiza metalelor vechi și asta sigur a fost o încurajare Încurajare. și o confirmare a faptului că Această globulă stăpâneam atât stăpânea, tehnologia da. cât și metodologiile de cercetare. Asta a fost primul pas. Am analizat sute de obiecte de aur din colecția noastră. Muzeul Național de Istoria României are una din cele mai mari colecții de aur antic și medieval din lume, dar și din alte muzee din țară, din Moldova, de la Piatra Neamț, de la Bacău, de la Alba Iulia, de la Deva, de la Cluj, ca să nu menționez decât câteva din Tulcea, Constanța, deci mari depozitari Centrele, de marile obiecte de aur. centre, da, antice, da. Analizele ne-au permis să vedem în ce măsură aurul local și aurul venit din altă parte s-au amestecat și au rezultat o moștenire culturală absolut impresionantă. Noi avem obiecte din Neolitic până în secolul al XX-lea care ar constitui fala oricărui
mare muzeu din lume. Și de aici am început să-mi pun problema mai serioasă a rolului aurului antic dacic. Pe de o parte, fiind istoric cu pregătire clasicistă, cunoșteam toate izvoarele antice și medievale care vorbeau despre aurul extras din zona noastră și trebuie să știți că aur se găsea și se mai găsește nu numai în Transilvania, așa cum crede majoritatea cercetătorilor și publicul. Aur s-a găsit și se găsește și în Banat, în Oltenia de Nord, în Muntenia și chiar și în Moldova. Deci, în preistorie și în antichitate, erau mult mai multe zăcăminte de aur. Da. Și erau cunoscute, se vede. Da. Erau relativ ușor cunoscute, de la culoarea solului, a apei, până la faptul că în anumite locuri de pe cursul pâraielor sau râurilor, aurul se depunea și de multe ori erau bucăți de aur, pepite, care atrăgeau atenția prin culoarea și strălucirea lor. Cercetând izvoarele și scrise și în același timp cercetând izvoarele arheologice, obiectele propriu-zise în evoluția lor cronologică, am constatat că există un fenomen greu de explicat. Între secolele 7 înainte de Hristos și secolul al II-lea după Hristos, deci în perioada în care s-a cristalizat civilizația getodacilor și s-a dezvoltat, sunt foarte puține obiecte de aur cunoscute pe tot spațiul românesc. Nu numai în Muntenia sau Moldova, dar și în Transilvania. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce s-a întâmplat acest lucru? În același timp, am văzut că au apărut în anii 1999-2001 mari descoperiri făcute, din păcate, în condiții de ilegalitate în zona Sarmizegetuza, Regia, ultima capitală a Daciei, care au apărut zeci de obiecte de aur, mii de monede de aur, și asta apărea în oarecare contradicție cu ceea ce... Da, sigur, este vorba de operațiuni întreprinse de bande organizate care țineau de lumea criminalității, care au făcut investigații ilegale în zona Sarmizegetuza, dar nu numai, din păcate, multe locuri, inclusiv în Oltenia, inclusiv în județul dumneavoastră, și care au jefuit și au scos în afara țării cantități uriașe de obiecte și monede de aur și de argint. Deci, pornind de la aceste două fapte, am început să cercetez mai mult ce s-a întâmplat între secolul al VII-lea și secolul al II-lea, de ce izvoarele vorbesc de obiecte, de mari cantități de obiecte de aur. În același timp, descoperirile erau aproape inexistente, cu excepția celor de la Sarmizegetuza, și treptat am ajuns la concluzia că nu e vorba de o reducere a cantității de aur disponibilă. Sigur, poate este posibil ca o parte din aur să fi fost exportat pentru argint, pentru că pe teritoriul țării noastre nu există zăcăminte importante de argint și argintul a devenit foarte interesant pentru elitele locale, dar în același timp, cu siguranță, ceva s-a întâmplat în spiritualitatea getodacică, spiritualitate care a făcut ca aurul să fie considerat un metal tabu, deci un metal care nu este destinat tuturor și care este folosit mai ales de elite, mai ales de familia regală care a fondat și condus statul dac, deci este vorba de nucleul acela din zona Sarmizegetuza, Regia, și care ne-a lăsat moștenire, ca să zic așa, ceea ce însemna aurul pentru ei, acele brățări superbe, decorate cu
capete de dragon în aripați. Deci, în acest moment, pot să spun că... Da, ce cum considerați, de fapt, Dacia a continuat să producă aur. Aurul a fost acumulat în cantități importante în tezaure regale, din care apoi el s-a concentrat în tezaurul regilor de la Salmistegetusa. Pentru că înainte ca acest centru să se ridice, au fost și alte centre care au fost supuse și aurul a fost concentrat la Salmistegetusa. Pe columna lui Traian este o scenă foarte importantă și interesantă. Momentul în care romanii găsesc o parte din tezaurul regal dacic și îl încarcă pe spinările unor catâri și îl transportă la Roma. Acolo se văd obiecte de aur și de argint care datau de 4-500 de ani. Sunt piese ușor de recunoscut pentru arheologi, pentru că sunt forme de vase grecești care au o istorie limitată și pot fi bine datate. Deci chiar romanii ne-au lăsat o mărturie că tezaurul regal al dacilor conținea mari cantități de aur care s-au acumulat în timp. Și unele mergeau cu câteva sute de ani înainte de Burebista și de Decebal. Roma s-a rezolvat cu multe lucruri urma capturii acestei impresionante de aur de la daci. Da. E vorba de sute de tone de aur. O estimare bazată pe un izvor istoric care a ajuns la noi prin intermediul bizantin, deci mult prescurtat, vorbea de 225 de tone de aur și dublu cantității de argint. Acest raport este straniu, pentru că niciodată aurul și argintul în toate timpurile nu au fost în proporții de 1 pe 2. Deci întotdeauna raportul aur-argint a fost, să zicem, între 10 obiecte de argint pentru un obiect de aur sau pentru un gram de aur și până la 14 în antichitate și în Evul Mediu și apoi până la 18 în epoca modernă. Deci în tezaurul regal al dacilor a avut o coselecție. În secolele 3, 2, 1 ei au cumpărat argint, au obținut argint din multe surse. Și asta a făcut ca raportul dintre aur și argint în Dacia să fie unul neobișnuit. Însă, acel izvor nu are dreptate. Cu siguranță că el a consemnat numai partea fiscalizată a prăzii dacice. Romanii erau foarte riguroși și când armata s-a întors de pe câmpul de luptă din Dacia și au trecut la sud de Dunăre, pe pod trebuiau să declare ce au. Da. Și evident au declarat numai o parte din acel aur. Pe de altă parte, cu siguranță tezaurul regal al dacilor n-a fost găsit în întregime. În Evul Mediu s-au găsit și în epoca modernă s-au găsit mari tezaure în zona Salmisegetuzei, în valea râului Strei, care dovedesc faptul că nu tot aurul a fost capturat de romani. Și pe de altă parte, vreau să vă spun că ceea ce găsim noi acum, tezaure importante, sau mă rog, avem informații să că le găsim, că din păcate arheologii n-au găsit, deși sapă de aproape 100 de ani la Salmisegetuza, nu au găsit nimic corespunzător. Da, cum vă explicați lucrul ăsta? Că totuși majoritatea aurului și a obiectelor din aur provin în urma, eu știu, detectoriștilor sau descoperirilor întâmplătoare, nici nu știu cum să le spun, da. Și în urma cercetării arheologice rezultă destul de puține obiecte, nu cad pe... Da, a spus dumneavoastră, nu cad. E vorba de unde îți alegi locul să faci săpătură și de cum sapi și sigur și de resursele pe care le bagi într-o săpătură. La Salmisegetuza e relativ greu să sapi și din păcate de ani și ani se sapă cu resurse financiare foarte modeste. Dacă bagi bani puțin și rezultatele sunt pe măsură. Pe de altă parte este vorba și de o viziune care după părerea mea este greșită. Noi trebuie să folosim toate mijloacele oferite de tehnologie și să nu lăsăm pe alții să le folosească în detrimentul patrimoniului și în detrimentul științei.
în ultimă instanță. Da, acum și muzeele s-au dotat cu detectoare de metale. Da, numai că pentru asta trebuie și o politică rațională și sistematică de cercetări făcute în așa fel încât muzeografii să nu se transforme în niște braconieri, ci să fie adevărați cercetători care să folosească instrumente perfecționate pentru a descoperi ceea ce este important pentru istorie. Cât considerați că s-a recuperat din așa, nu avem niciun fel de idee? Am o idee vagă, deși din chiar înainte de 2007, când au fost recuperate brățările, eu ca numismat aveam deprinderea să mă uit ce se vinde, ca să zic așa, ca să nu spun ce se fură. Da. Deci mă uitam la ce se vinde și puteam să am și observat și lucrul ăsta mi-a fost de folos că lucruri foarte probabil provenite din România se vindeau. Cum fiind expert în dosarul aurul dacic între 2007 și 2016 pot să vă spun că am avut acces la informațiile din dosare, inclusiv la cele rezultate din transcrierea interceptărilor telefonice, pentru că acești domni braconieri aveau gura mare și vorbeau fără să se gândească că cineva se uită și se mai în gura lor. De salvarea unor lucruri. Da. Și erau saci întregi de registre, de casete. Da. Și pe baza acestor informații, până în momentul acela, eu am estimat că numai pe ce au spus ei, fără să adaug și ceea ce vedeam că se mișcă pe piață. Da. Deci, din sursă primară, ca să zic așa, am socotit că au fost furate și vândute în jur de 100 de kilograme de aur și peste 500 de kilograme de argint. Mă vreau să vă spun că această cantitate este impresionantă. Nu pot să vă spun câte chile de aur există în colecția Muzeului Național de Antichități, Muzeului Național de Istorie a României, dar... faci câteva muzee mari din această cantitate de obiecte și monede care au fost furate și vândute. O parte mică s-a recuperat. Din păcate, e foarte complicat. Câte brățări ați recuperat? Am recuperat 13 din 23, dar există informații, inclusiv date tehnice, fotografii, până la 24. Deci ar mai trebui să găsim încă 11. Sunt convins că autoritățile judiciare au în vedere în continuare recuperarea și repatrierea acestor obiecte. Sigur, e foarte importantă și cooperarea internațională. Toată lumea este convinsă că jaful arheologic este o uriașă pacoste pentru patrimoniul umanității, dar în același timp din ce în ce mai mult sunt convinși că din banii rezultați din acest jaf sunt folosiți pentru activități de corupție politică, administrativă în diverse țări și pentru a alimenta terorismul. Veniturile rezultate din vânzările de bunuri arheologice exportate ilegal se ridică la câteva zeci de miliarde de dolari și o parte din bani ajung la organizații teroriste. Nu întâmplător statul islamic, de exemplu, sau talibanii, pe lângă distrugerea de bunuri, au și distrus muzee și au furat obiecte pe care le-au vândut și acum le urmărim să le recuperăm. Și ce înseamnă o recuperare de asta? Adică cred că e un proces extrem de anevoios și pe diverse căi diplomatice din toate felurile, adică științifice, e numai dosarul de pornire, că restul intră pe alte sfere.
Da, în primul rând e vorba de documentarea faptelor, pentru că Da. nimeni nu te crede pe vorbe, deci trebuie să aduci Sigur, dovezi și asta e sarcina voastră, în primul rând. Da. care sunt, pe de o parte, sarcina procurorilor, polițiștilor, dar pe de altă parte și a experților științifici. Pentru că Da. noi vedem lucrurile din alt punct de vedere decât îl văd colegii de echipă, ca să zic așa. Și punând împreună cunoștințe, resurse, devenim mai eficienți și mai puternici. În același timp, deci există instrumente legale la care România a aderat, este vorba de Convenția Internațională UNIDROA, care permite recuperarea unor bunuri exportate ilegal. Și există convențiile de asistență juridică europeană, sunt instrumente eficiente. Sigur însă că există și dificultăți mari, de la faptul că această activitate de jaf arheologic și de export ilegal este foarte largă. În același timp, probabil că au și sprijinitori locali sau mai, la nivele mai înalte, care îi protejează. Și există și interesele unor state, a căror legislație este foarte permisivă și asta face ca ele să devină un fel de paradis pentru vânzarea bunurilor furate. Furate, da. Sigur că noi încercăm să le explicăm mereu partenerilor noștri, domnilor sau și doamnelor, să știți că ceea ce se fură din România produce pagube și în Germania, și în Elveția, și în Marea Britanie, pentru că înșeală fiscul. Și dumneavoastră știți că în Occident, Da, și cei care nu își plătesc obligațiile sunt fiscale sunt aspru pedepsiți, nu ca. urmăriți și considerați culpabili și după ce sunt judecați, sunt aspru pedepsiți și li se confiscă, nu numai că fac închisoare, dar li se confiscă și banii rezultați din trafic. Da, domnule director, uite câte lucruri interesante și nu interesante așa de senzațional, ci ridică foarte multe probleme aurul dacic cu referire directă la celebrele brățării dacice și de aceea eu vă propuneam să continuăm această discuție și într-o emisiune viitoare. Pentru că ați fost în miezul unor evenimente și a unor expertizări și a unor dosare extraordinare. Vă mulțumim tare mult pentru această primă parte a emisiunii noastre. Dragi telespectatori, până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune! Și eu le urez telespectatorilor dumneavoastră să fie sănătoși și îmi face plăcere să fiu pe această cale în contact cu ei. Vă Vă mulțumesc! mulțumim tare mult și noi. Vă mulțumim.